Salutare prieteni, eu sunt Andrei de la Primul 11 și astăzi vom vorbi despre coronavirus care a oprit meciurile din campionatul Chinei. Înainte de a începe acest episod, nu uita să te abonezi la acest canal pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă în lumea fotbalului. Coronavirus este motivul pentru care campionatul Chinei a fost amânat de Federația Chineză de Fotbal. Competiția în care Cosmin Olăroiu trebuia să debuteze, el fiind antrenor la Jiangsu Suning, va fi amânată pe un termen nedeterminat. Inițial, decizia era luată doar la nivelul spectatorilor, ca aceștia să nu asiste la meciuri, dar partidele să se dispute. În cele din urmă, s-a revenit asupra primei decizii pentru protecția fotbaliștilor. Naționala feminină de fotbal a Chinei este ținută în carantină la hotelul la care este cazată. Mai mult decât atât, Mondialul de Atletism la sală a fost amânat pentru anul 2021, în timp ce două etape la Cupa Mondială de Schi Alpin au fost mutate în Austria. De asemenea, Cupa Chinei la golf și sporturile cu motor riscă să fie oprite din cauza virusului devastator. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita de like, share și subscribe. Eu am fost Andrei, împreună suntem Primul 11.